a devenit un trend pentru unitățile administrativ-teritoriale de a accesa fonduri pentru eficientizarea iluminatului public sau instalarea de parcuri fotovoltaice. Primarul comunei Mioarele, Gheorghe Șucu, are în lucru un proiect pentru amenajarea unui parc fotovoltaic. Cum primăria nu are teren disponibil, se poartă discuții cu obștea moșnenilor pentru concesionarea unui astfel de teren. Cel mai târziu, la sfârșitul lunii iulie, proiectul va fi depus spre finanțare pe Agenția Fondului de Mediu. Odată devenită prosumatoare, administrația locală va putea beneficia de energie electrică pentru iluminatul public și pentru necesarul de consum al școlii și al clădirii primăriei. Mai vreau să fac un proiect, acum l-am în lucru și am o problemă mai dificilă la noi. Primăria nu are terenuri. Și neavând terenuri, vreau să fac panouri solare pentru instituțiile publice, fotovoltaice. Le am acum, chiar sunt în lucru. Păi și cum veți proceda? Veți achiziționa teren? Da, ori voi achiziționa teren, am mai achiziționat de la obște, că am mai achiziționat și pentru bazinul de apă acolo sus pe piciură, că e terenul obștei, nu este al nostru. Am făcut un contract de superficie și... De fapt, acolo îl concesionați. Că... Da, acolo concesionăm, că nu avem unde. Da. Și dacă vom ajunge la... Am discutat cu șeful obștei, cu consilierii și ar fi de acord. Unde vreți să faci acest parc? În partea aceasta aici, către, dincolo de rele, câte doamna Matei e acolo în partea aceea, e tot pe piciură. Da. Și cu aceste panouri veți asigura, știu eu, iluminatul public? Iluminatul public, primărie, școală și cam atât, pentru că alimentarea cu apă trebuie să o privatizăm deja, că nu ne mai dă voie să mai funcționeze pe primărie. Prin această investiție făcută cu bani europeni, se va realiza o economie substanțială la bugetul local.